Două echipaje au intervenit marți în jurul orei 11:30 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în comuna Trifești. Din fericire, focul nu a provocat decât pagube materiale. Data de 20.02.2018, în jurul orelor 11:25, detașamentul de pompieri român a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru Apelul de Urgență 112 pentru stingerea unui incendiu produs la un imobil din localitatea Trifești. Ne-a deplasat loc intervenție cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă, iar în momentul sosit la locul solicitării s-a constatat că ardea o mașină dispărată circa 2 metri liniar de gard. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar cauza probabilă de producere a evenimentului prezintă aprinderea gazelor combustibile ca urmare a deteriorării unui furtun de alimentare cu gaz a unui aragaz. În urma incendiului nu au existat victime.